Bun, acum ajung și eu la sală. L-aștept pe Florin, e pe drum. Azi dăm spate. La noua sală, 18 gym Mănășturi. Dăm ce aparate noi sunt. Dar vă ținem la curent, filmăm antrenamentul. Și o să vedeți și voi. Hai Florin, hai! Hai că te aștept! Mergem la antrenament în Mănășturi. Fără vreme este foarte fain aici la Cluj. Plouă. Antrenament de spate, un antrenament incendiar. Marc mă așteaptă la sală și mânca rondele de orez cu dulceață sau nu știu exact cu ce le mânca. Cum arată un porbagaj de culturi. Cam așa arată porbagajul meu. Rondele de orez pre-workout. Și geanta. Și să facem un antrenament incendiar de spate. Începem cu plover. Să facem 7 serii. La câte 15-12 repetări. Pauză 30 de secunde. Pe care o să facem un circuit. De 3 sau 5 exerciții, care vom bate mai mult sânge în mușchi, împreună cu markere, filmează acum. Să vedeți un parcurs tot antrenamentul. Am început. Spate. Primele două serii, deja ne-am pompat, super aparatul, super și sala, super mare, multe aparate de spate, de gantere, aveți de toate, doar să veniți. Hai Florin, hai, hai că merg. Hai, hai, hai. Doar pompa dorsal. Urmează circuitul în care o să pompăm foarte mult sânge în spate, musculatura spatelui. Începem cu un ramap, din șezut, la aparatul de hammer. Facem 15 repetări. Aici o să facem 10 repetări, pe care trecem la bara T. Să facem 10 repetări. Și tracțiuni. 15 repetări. O să facem un circuit în acest circuit de 4 ori. Greutățile o să le crește, numărul de repetări o să încercăm să-l menținem și dăm bătaie cu mașină. Ce mă așteaptă? Hai! Thank you.
Vai, Marc, rupe spatele. Hai, la următorul. Dai. Hai, 15 repetări. Cum e? Azi murim. Deci dacă murim azi, ne găsiți aici. Hai să vedem pe el cum se descurcă. Eu mort. Mamă, ce lumină aici, Florin. Lumină de aia cu mușchi. Hai, hai. Aia care cântica azi piept de pui cu orez. Ăsta e aici. La ultima 15. Acolo e cel mai greu, da. Acum, hai, ultima. Hai să punem pariu. Face 15 repetări, nu face 15 repetări. Hai, numărăm. 1, hai, 2, hai, 3, 4, 5, hai, 8, bravo, 9. Hai. Bine, bă, băiatule. De acolo, spate. Bum. Paralizat. Dăm bătaie, încă două. Hai. Runda 3 din 4. Vă dați seama că atunci când e camera, cum e trebuie să fac? Hai că eu nu fac, stau aici și nu știu pe telefon. Vezi că am mărit greutatea. Obligata, știți obligata? Face fără cu ei. Hai, 10 repetări.
și spatele, cât sânge ai băgat în ea. Ultimele trei l-am tras toți împreună. Dai, 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 dai. A, 15. Bun, hai. Trebuie să câștigi Cupa României. Nu mor la cont. Uite aici garderă 100. Hai, dacă faci tu una o repetare. Hai, vezi dacă merge. Deci după ce îți o doarce, stați un pic. Uitați cât, cât e piciorul lui și cât ai gantera. Nu pot să ridic. Nu mâna sunt spatele. Ia, hai să-l ția ție, nu ai trei fundele de fundătări. Ba da, unde, când ține preză. Facem mai... Cum mai? Fără ajutor. Hai, Marc, hai. Merge-i mâna. Atâtea serii de spate. Cum așa? Hai, pe mână. Dar e că din mână, n-ai cum. Dacă îmi prinde cu ceva, altfel nu. Avem de 90, 80, 75, 70, 65, 60. Avem la gantere de... O să vină Mr. Olympia să facă cu ele. Pic de omăr posterior, 4 seturi, 15 repetări, pe care... Trecem are la ramat, cu gantera cu singur braț. Hai, 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 hai! La tine a fost a treia serie? A doua. A doua? Tot îmi sare în ochi gantera. Cine vine și face ramat cu ea, jos pălăria. Ce care mă
Marcus încearcă norocul. Partea a doua. Nu merge. Hai că încerc și eu. Dup la 2 cu Florin Damșa. O ridică, nu o ridică? Hai să vedem. E ridicat, o ridică, da. Vine cu execuția. Opa! Pui mâna pe gantră, pui mâna pe gantră, sus! Aia! E ca și ciocanul luptor, doar ce vrednici o pot ridica. Da, mergem la ramat, hai să-i dăm drumul. Avem, avem, de lucru până să-i dăm prima. Asta e. Asta suntem la matur. Hai să facem 20 de kilograme. Poate cu asta face și el. O să ridici, Florin. Wow, un leu. 35. O, oh, hai că 35. Doate așa pe rând frumos, de aici pornim ușor, ușor, ușor. Da. Eu scură și s-a încercat să le ridice în afară din noi. Cu siguranță mai fost. Dacă fac sumo, cu ele pot, dacă fac sumo. Trebuie să faci pieptul ăla, aia e cu acolo. La piept? La nici la put să-ți rup pieptul, că îți rup brațele până le pui pe coap să le ridici. Bună. Îți rămâie mâna jos, da. Nu încercați să faceți cu brățăți mai mari decât puteți. Nu are rost. Hai să dăm. Ramat. Bun, să facem 3 serii. Câte 12-10, 8 repetări. Bineînțeles cu greutatea cu care putem. Care ne permite să facem acest număr de repetări. Câte repetări ai făcut? 15. Eu 12 am făcut. Cât e 32? Asta e 45. Come on.
Mai, mai, mai. Fac pe acolo până de mă duc la bronz, gata. Bronzati Florin. Știți cum face el? De luni până vineri antrenează și vineri după masa, sâmbătă și duminică merge în Maldive, se bronzează și pe luni înapoi la sală. Asta e secretul. Motorul lumea bronzat. Cum? Motorul lumea bronzat. Ai văzut, pleacă Maldive și... și venele, să-mi bat picioare. Hai, epuizare, câte merg. Dă-i, dă-i, dă-i. Hai, încă două. Una. Încă una. Bun. Bun. Cu pușcă blană pe tine. Exercițiu, îi dăm îndreptări. Trei seturi, 15-20 de repetări, dacă merge. Sper să meargă. Hai, vedem ce iese. Da, nu facem 15, facem 12, facem 12. Greșeala mea. Greu? Așa și așa. După câte am făcut azi, după câte am făcut azi, nu mă miră. Așa e sală. Hai să vedem 12 repetări. Serii și gata. Mergem acasă să mâncăm recompensă. Gata, terminat și antrenamentul. Trebuia coborând scările, ați putut picioare. Deci, suntem chiar de pe aici. Merge. Super antrenament. Îmi pare, nu mai zic. Vedem. Hai, vedem ce dăm mâine, poate dăm piept. Hai, ne-auzim după. Gata, am ieșit. Mergem în căutarea bolidului, îl Florin. Uite, l-am găsit. L-am găsit, i-am găsit bolidul.
Ce masă ne așteaptă de orez. Vai, vai. Vai, vai. Puțin cu la tigaie după antrenament, cu oala mare de orez, niște brocoli și îi dăm bătaie. Uftă!